Aproape 200 de elevi și profesori vor fi în Iași în perioada 27 aprilie 1 mai pentru a participa la Olimpiada Națională de Religie Catolică, eveniment organizat sub egida Ministerului Educației în parteneriat cu diverse instituții religioase și civile, un eveniment care se dorește a fi un demers educațional destinat elevilor capabili de performanță ce au demonstrat competențe adecvate în etapele anterioare ale competiției, după cum citim în comunicatul de presă dedicat evenimentului care începe astăzi și pe care ne bucurăm și noi să îl dăm mai departe. Vă spuneam că în această seară și la Radio ECSFM va fi transmisă Sfânta Liturghie de deschidere a Olimpiadei, prezidată de Preasfințitul Iosif Păuleț. Despre Olimpiada Națională de Religie Catolică, așadar găzduită de orașul Iași, ne dorim să discutăm în continuare și mă bucur să-l salut alături de noi pe invitatul din această dimineață, Părintele Petru Sebastian Tamaș. Hristos a înviat și bine ne întâlnim la Radio ECSFM și, bineînțeles, la televiziunea Angelus TV. Bun venit! Adevărat a înviat și mă bucur să vă întâlnesc aici, în studioul Radio ECS. De când sau dacă a mai fost Olimpiada Națională de Religie aici la Iași? Bănuiesc că este o mare bucurie pentru noi să găzduim un astfel de eveniment. Este un moment pe care l-așteptam de cel puțin 2 ani, pentru că inițial în anul 2020, înainte să înceapă pandemia, noi ne pregăteam deja, făceam primii pași, eram la jumătatea drumului și la o lună înainte de Olimpiadă a început pandemia și s-a oprit. La Iași, propriu-zis, nu a mai fost. În dieceza de Iași a mai fost. De fapt, prima încercare de Olimpiadă Națională era un fel de ediție pilot, dar cu supravegherea Ministerului a fost în anul 2009 la Roman, după care oficial în țară începe în 2010. Și prima Olimpiadă în dieceza de Iași a fost în 2013, tot la Roman, și după 9 ani, iată-ne la Iași, la această ediție, etapă națională a Olimpiadei. Când vorbim despre o Olimpiadă la religie, la ce ne gândim? Sau la ce se gândesc elevii care se pregătesc pentru o astfel de Olimpiadă? Acum, eu mă gândesc în primul rând din perspectiva profesorului. Bineînțeles. Da, eu mă gândesc în primul rând la niște oameni care caută să afle un adevăr despre credința lor, despre sensul vieții, despre rațiunea de a fi a credinței, a religiei, tot ce înseamnă supranatural. Pentru că vrem, nu vrem să recunoaștem, tinerii de astăzi caută un sens pentru viața lor, vor să află niște rădăcini, ori o viață în momentul în care o fundamentezi în adevăr, îi găsești sens și o împlinire. În momentul în când rămâi la nivelul superficialului, viața se irosește. Cel puțin eu așa percep importanța acestui concurs, acestui studiu al religiei. Sigur, din perspectiva elevilor, și acolo am întâlnit elevi care, într-adevăr, vor să înțeleagă, vor să cunoască, deoarece credința nu este o simplă tradiție pe care o moștenești de la părinți și duci mai departe pentru că spui, uite, așa m-am botezat, asta am primit de acasă. Nu. Suntem adulți, suntem oameni maturi, spunem noi, intelectuali, gândim și încercăm să fundamentăm. De ce? Și eu cred că e foarte important lucrul acesta, deoarece fără un fundament rațional al credinței tale, se cade foarte ușor în fundamentalism și în alte elemente care deformează, distorsionează tot ce înseamnă simțul religios. Cât de important este rolul profesorului de religie în a le stimula astfel de întrebări elevilor și, bineînțeles, de ce nu, și în a-i îndruma înspre astfel de olimpiade? În primul rând, nu mai important decât al părinților, punem din start cu... Dar sunt situații în care profesorul de religie a suplinit foarte bine carențe care au plecat, care există în familie, dar elevul a întâlnit la școală un profesor de religie care l-a făcut să-l îndrăgească pe Dumnezeu, ceea ce nu s-a întâmplat acasă. De exemplu, am întâlnit câteva situații în care părinții chiar voiau să scoată elevul de la ora de religie și copilul a zis, nu, că eu vreau să fac cu doamna. Adică nu vreau să o pierd pe doamna. Da. Adică s-a creat o relație frumoasă. De aceea spun, da, pornirea se dă acasă, în familie, dar la școală profesorul este cel care completează, pentru că trebuie s-a avut o percepție justă asupra acestei legături dintre școală și familie.
pentru că primii responsabili de educația copiilor sunt părinții și ei sunt cei care se dă și dau, să zic, mai ales la vârsta fragedă, primele direcții, inclusiv în zona religioasă. Dacă, să zic, din punctul nostru de vedere, copilul are norocul să dea peste un profesor de excepție, un profesor extraordinar, cu siguranță se vor întâmpla multe în viața lui. Cum mai stăm cu ora de religie astăzi, ținând cont de tot contextul în care a fost pus sub semnul întrebării, sub semnul dorințelor părinților și așa mai departe? Este primită ora de religie? Participă elevii la ora de religie? Mulțumim Domnului! Deci, din punct de vedere legislativ, suntem pe un nivel de stabilitate în momentul de față și asta ne permite să facem și să proiectăm pentru viitor, vedeți și aceste olimpiade școlare care se organizează, asta înseamnă că își are locul acolo în trunchiul comun, e un lucru bun. Acum, în ceea ce privește participarea elevilor, eu vorbesc din perspectiva noastră, profesor de religie catolică, cu excepțiile de rigoare existente, mai ales poate în mediul urban mai mult decât în cel rural, eu zic că prezența este de aproape 100% la ora de religie. Dar, sigur, eu zic că suntem unde trebuie deocamdată. Revenind la Olimpiada Națională, până a se ajunge la această etapă, au fost și alte etape înainte. Cum s-au desfășurat ele și ce ne povestiți de la aceste etape? Da, prima etapă a fost etapa pe școală. Acolo profesorii au organizat în unitatea școlară unde activează ei, unde sunt elevii, aceste concursuri. Apoi, cei mai buni s-au putut califica la etapa județeană. Etapa județeană a avut loc în luna martie, a fost la decizia inspectoratelor școlare data, cel puțin aici în dieceza de Iași, aproape peste tot, s-a desfășurat pe 12 martie. A fost etapa județeană, deci, organizată și după care a venit această etapă națională. Sigur, materia pe care elevii o pregătesc pentru acest concurs urmează programa școlară, este ca și cantitate, este într-o creștere, la etapa locală o cantitate mai mică și apoi un crescendo până la etapa națională. Ce au avut de pregătit sau ce au pregătit pentru această etapă națională sau cum i-ați văzut pregătindu-se pentru aceste zile? Da, în primul rând ei au emoțiile de rigoare în fața oricărui concurs, în fața oricărei competiții de genul acesta, pentru că vă dați seama, pe de o parte este vorba despre imaginea lor, despre onoarea, stima de sine și noi ne-am obișnuit de regulă, ca și părinți, să spunem copiii să participe la competiții, să privească într-o parte în alta și chiar la ei înșiși, nu? Pe diferite etape ale evoluției lor, să se compare și așa mai departe. E clar că există acolo o efervescență, o dorință de a învăța, de a crește, de a se afirma. Deci sunt elevii pe de o parte, pe de altă parte și profesorii au și ei stima lor de sine, pentru că vă dați seama, când ai un elev premiant la o etapă națională, e o onoare, nu pentru tine, pentru familii, la fel, și ele intră cumva în angrenajul ăsta și de ce nu pentru instituțiile școlare, pentru inspectoratele școlare, pentru că fiecare inspectorat școlar la un moment dat își dorește să aibă cât mai mulți elevi premianți la etapele naționale. Și atunci lumea dorește, e implicată. Acum, sigur, fiecare funcție de potențialul pe care îl are, de profesorul pe care îl întâlnește în cale, sunt mai mulți factori care influențează ritmul și modul în care te pregătești pentru etapa națională. Cât privește Olimpiada, această etapă națională, știm că sunt practic două secțiuni ale Olimpiadei, clasele 5-12, clasele 9-12. De ce această împărțire? Aș dori să fac câteva precizări la referitor la ceea ce ați întrebat dumneavoastră. În primul rând, Olimpiada aceasta este pentru cultul romano-catolic de limba română și greco-catolic. Ei concurează împreună elevii de ambele rituri, cum le spunem, ambele, cum și romano și greco-catolic. Și atunci, de fapt, sunt două secțiuni împărțite astfel. Sunt pe de o parte elevii care studiază religie în clasele, spunem,
teoretice, cu specializări obișnuite, de la clasa a 5-a până la a 12-a, și pe de altă parte, a doua secțiune este dedicată claselor cu profil teologic, seminarii. Deci, pentru că cei care sunt la aceste clase cu profil teologic seminarii, ei au un program școlar într-o săptămână mai multe ore de religie decât ceilalți și atunci și programa este diferită și nu pot concura pe același nivel de subiecte, de materie și așa mai departe. Și atunci se face această diferență. Participă de regulă la secțiunea aceasta licee, colegii teologice, cum le numim noi, toate seminariile și școlile care au acest profil, această specializare. Dincolo sunt cei care, în mod obișnuit, învață religia la școală sau alții fac la biserică împreună cu părintele. Ce ne spuneți însă despre participanții la ediția de anul acesta? Pe cine așteptați și din ce zone? S-au înscris... Ne ducem cu tot cu profesori, aproape de 200, deci profesorii care însoțesc, apoi sunt și profesorii din Comisia Centrală. Avem foarte mulți elevi din Moldova, întotdeauna Moldova s-a mobilizat la acest capitol al Olimpiadei, deci avem din dieceza de Iași, din 8 județe, 7 au elevi participanți. Apoi avem din arhidieceza de București, de obicei acolo, avem din dieceza de Timișoara, romano-catolică. De asemenea, avem greco-catolici din Ardeal, avem, de exemplu, și greco-catolici de la București, Oradea, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Caraș-Severinul s-a înscris de asemenea. Adică e cuprinsă, să zic, întreaga țară. Trebuie să ținem cont că, într-adevăr, ponderea populației romano-catolice nu este atât de mare, mai ales în sudul țării, și nu toate județele pot organiza în felul acesta și trimite apoi copiii la Olimpiadă. Dar eu cred că dacă ne raportăm la proporția comunităților catolice la nivel național și numărul elevilor, din nou, raportându-ne un pic și la ceilalți, eu cred că suntem frumoasă. Unde trebuie. Ați amintit de această organizare, să înțelegem că pentru cei de rit latin romano-catolici de limba maghiară există o altă olimpiadă sau un alt mod de a participa există la aceste olimpiade? Există o altă olimpiadă, tot în această perioadă se desfășoară undeva în Ardeal. Uh-huh. În general pentru minorități, pentru că sunt câteva județe romano-catolice în Ardeal. Așa s-a convenit prin Ministerul Educației ca minoritățile naționale, mai ales întrucât au și comunități destul de mari, să poată organiza o olimpiadă separat. Și atunci, sigur, e poate mai ușor de gestionat și pentru noi, pentru că momentul în care apară, să spunem, și sunt mai mulți vorbitori, mai multe limbi străine la olimpiadă, trebuie asigurat traducere și așa mai departe și e foarte greu de sincronizat. Dar întrucât există această oportunitate, eu zic că e bine, ne-am dorit să fim împreună, așteptăm. Sunt mai multe zile în care se vor afla elevii, dar și profesori aici la Iași. Spuneam, concursul efectiv va avea loc mâine. Povestiți-ne puțin despre acest program de pe 27 până pe 1 mai. Da, astăzi, după amiază, la ora 16:30, la Palatul Culturii, va avea loc festivitatea de deschidere a Olimpiadei, după care vom veni la Sfânta Liturghie, aici în catedrală. Păi elevii, programul de seară se pregătesc ca înaintea oricărui examen, ai emoții și așa mai departe. A doua zi, dimineață, joi, la Institutul Teologic se va desfășura proba scrisă a Olimpiadei. Urmând, sperăm să ne vremea să fie de partea noastră, că ne-am uitat un pic și am văzut că ploaia ne amenință. Joi după amiază vor avea o mică plimbare prin Copou, pe la Tăiul Eminescu, prin Grădina Botanică, iar seara va fi o cină festivă pentru elevi și profesori însoțitori. Ziua de vineri este o zi dedicată cunoașterii Iașului cultural. Ajutați de câțiva ghizi profesioniști, elevii vor străbate străzile Iașului, vor vizita, să zic, locațiile de referință pentru cultura ieșeană, pentru spiritualitatea ieșeană, din Copou până în centru. O mâncă la ora prânzului, aici în Catedrala Mică, Adormirea Maicii Domnului, să celebrăm o Sfântă Liturghie împreună cu Preasfințitul Petrusescu. Apoi, după amiaza, ei vor putea afla rezultatele
va fi un timp pentru fiecare delegație să se organizeze, să mai vadă ceva, să iasă, iar seara va fi un program cultural, artistic, pregătit de studenții de la Institutul Teologic. Urmând ca sâmbătă, la ora 10:30, să aibă loc festivitatea de premiere. După festivitatea de premiere, este prevăzut de asemenea un program în care elevii pot cunoaște din nou alte zone ale Iașului, și vedem în funcție de câți elevi vor putea rămâne până duminică, trebuie să ținem cont că unii dintre însoțitori sunt preoți care duminică trebuie să fie în comunitățile lor și mulți dintre ei vor pleca deja de sâmbătă și ne vom orienta atunci. Dacă avem, pentru că acum este vacanță, sperăm să avem și tineri și elevi care ne ascultă în acest moment, de ce invitați ca la anul, pentru că deja anul acesta suntem la etapa națională, dacă simt și, sau dacă au acest impuls de a participa la Olimpiada de Religie, să-i dea curs, să facă un pas mai înainte și spre această cunoaștere? Eu zic că un elev care decide să participe la o olimpiadă, fie ea și de religie, este un elev inteligent pentru că el alege să afle adevărul, să-l aprofundeze. Și atunci, dacă vrei să fii un copil deștept, participă la olimpiadă. E un premânde. Și apoi, olimpiada te va ajuta să aprofundezi ceea ce ai învățat acasă. Te va duce în zona aceasta. Dar mai mult de atât, te va pune în contact cu elevi ca tine din alte zone ale țării. Vei înțelege că nu ești singurul care e interesat de religie, de Dumnezeu, plus o olimpiadă îți dă alte oportunități pentru că îți lărgește orizontul cunoașterii, cunoști pe de o parte un conținut teologic, religios, pe de altă parte cunoști oameni, cunoști orașe și așa mai departe. Deci suntem în zona aceasta a creșterii, a evoluției, a dezvoltării și orice concurs, orice olimpiadă este o ocazie, o oportunitate de a crește, de a te dezvolta și de a fi mai bun. Și cu siguranță așa va fi și experiența tuturor celor care în aceste zile se pregătesc să sosească sau probabil unii dintre ei au sosit deja la Iași pentru a participa la Olimpiada Națională de Religie Catolică. Noi le spunem mult succes tuturor participanților, îi însoțim și cu rugăciunea să fie așa inspirați, deși cu siguranță s-au pregătit mult și vin deja pregătiți și dumneavoastră mult succes în toată această activitate deosebit de importantă, așa cum am văzut, această legătură dintre biserică, dar și familie și școală trebuie sudată cât mai mult. Mulțumim foarte mult pentru invitația la emisiune, pentru parteneriatul și sprijinul oferit în mediatizarea evenimentului și sperăm să venim cu vești bune. Sigur, așteptăm pe cei care vor fi premianți, până atunci le spunem așadar mult succes și o zi frumoasă în continuare. Mulțumim, la fel și dumneavoastră. Mulțumim mult, a fost alături de noi aici în studio până în acest moment, părintele Petru Sebastian Tamaș, inspector școlar diecezan.